Bună seara, e ora 7, la mine, la București, în drumul taberei și în București noi sau Băneasa, nu știu unde se află domnul Ilie Rotaru, tot e ora 7. Suntem în direct pe 3 pagini de Facebook pe care domnul Ilie Rotaru vrea să comenteze starea sistemului judecătoresc moldovenesc și reformele, a nu știu câta reformă inițiată de noul, cel mai tânăr probabil, ministru al justiției, feciorul lui Vitalie Năgăcevski, ca să-i zicem așa. Domnule Rotaru, vă rog. Nu, despre reformă, eu mă aflu tot în București, în Băneasa, într-adevăr. Sub avioane? Puțin avioane zboară. Acum da, pentru că e criză, dar altfel vă vâje des, nu? Nu prea des. Dar în zona aceea o să treacă degrabă și o linie de tren, de metrou rapid spre aeroport, nu? Pidea domnul, deci, dar e multe... Unii se plâng că le merge trenul pe deasupra casei și nu vor. Nu știu cum o să le margă, nu am văzut niciun fel, nici aproape ceva să vedem în natură, știi, cum va fi această trasă. Deci, trebuia să fie gata acum, în vară, la campionatul european de fotbal, dar noroc s-o amânat cu un an. Nici campionatul nu o să aibă loc, știi? S-o amânat cu un an, deci până la anul poate reușesc. Și cu exproprierile și cu construcția. Eu nu cred. Deci, nu crezi că reușesc, da? Nu. Ca metroul din drumul taberei, de 10 ani tot promit că e gata, ziceau că vara asta o să fie, dar nu se știe. Nu știu, cei care pot... În general, cu infrastructura, construcțiile în general în țările acestea foste socialiste merge complet dezastruos. Eu cred că în mare parte și din motive speciale, deci ca economia să nu se dezvolte, ca oamenii să plece la lucru în străinătate și așa mai departe. Deoarece dacă se dezvolte industria construcțiilor, se dezvoltă în general economia țării. Dar mă rog, asta e o altă discuție. Ca și în principiu nu se efectuează reformele justiției. De ce? Pentru că la nimeni nu e convenabil. Cât mai mult haos, atât mai bine pentru cei care se află la guvernare, cei care se află în justiție, cei care conduc țara împotriva cetățenilor simplei țări. Te referi la România sau deja la Republica Moldova? Nu, mă refer la Republica Moldova, dar și situația nu e mai bună și în România. Ceva îmi place, deci cum activează unele instanțe de judecată din România aparte, în general, însă sistemul cam nu spre deosebire funcționează ca pe aceleași principii ca și în Republica Moldova. Ba mai mult, cei din Republica Moldova au împrumutat de la România prin așa numite ONG-uri care acolo, deci, prin Năgăcevski, prin Grebincea, prin ăsta, cum îi spune, care a fost consilier de la primărie Cârnaț, Teodor Cârnaț, diferite... Care a fost și membru CSM sau încă mai este. Da. Și, deci, au fost ținuți propunerile lor, deoarece le conveneau celor, în primul rând, din prietenii lui Voronin, pe urmă prietenii lui Plohotniuc, și ei, iată, mai ales, au pus pirate aparte, deci funcționarea Curții Supreme de Justiție. Curtea Supreme de Justiție nu examinează ca regulă dosarii cu participarea părților, ei tot acolo fac secret, le-au introdus așa numită admisibilitate a recursurilor și asta întotdeauna judecătorii Curții Supreme de Justiție se folosesc abuziv de acest drept. De obicei, admisibilitatea recursului trebuie să fie două, trei cazuri. Când, de exemplu, recursul nu este semnat, poate fi acceptat, declarat, recursul inadmisibil când nu este semnat de persoana împuternicită sau de persoana care are dreptul sau, deci, este depus cu tardiv. Iată, cam acestea sunt două sau cu evidente greșeli și în cazurile acestea, de aceste trei cazuri ar trebui, deci, să fie direct stipulate în lege și după aceea, deci, iată, prima propunere a mea, să se exclude sau să se reducă la minim posibilitatea ca judecătorii Curții Supreme de Justiție să declare recursurile inadmisibile. Trebuie să fie trei cazuri.
trebuie că nu este semnat de persoană sau nu e neputernicită, sau nu este, este semnat de persoană care nu are dreptul să depună recurs, este depus tardiv și, sau cu greșeli evidente acolo, mai știu eu, de calcul, de crieri și așa mai departe, gramaticale, cu totuna dându-le posibilitatea părților, persoanelor interesate să corecteze respectivele greșeli sau să semneze documentul de, ca documentul recursul să fie semnat de persoanele respective. În rest, Curtea Supremă de Justiție trebuie să examineze toate recursurile care vin în adresa lor cu participarea părților. Și atunci o să fie cât de cât regulă. O să vedeți. Eu am declarat de cum că 10 ani de zile din 1995 până în 2005, până în 2006, chiar și până în 2007, n-am pierdut niciun proces în general. Pierdeam la prima, la a doua, la Curtea Supremă n-am pierdut niciun proces. Am și toate dosarele care eu le-am examinat. Deoarece judecătorii Curții Supreme de Justiție, chiar dacă vroiau să iau o decizie ilegală, ei puteau fi impuși, trebuia și erau impuși să admită până la urmă că trebuie să emită o hotărâre ilegală. Deci, a doilea deci, motiv, care, a doilea reformă, dacă deci, ar fi ușor deci, efectuată, va trebui ca judecătorii să fie lipsiți de dreptul de a ocupa funcțiile pe viață, mai ales la cei de la Curtea Supremă de Justiție. Toți judecătorii în țară trebuie să fie numiți pe 5 ani. Și după 5 ani, fiecare să fie reconfirmat în funcție sau demis din funcție sau să se propună altă funcție dacă au încălcat regulat sau de multe ori legislația în vigoare. Mai ales dacă au pierdut un dosar sau două la CEDO. Dacă au pierdut un dosar la CEDO, el trebuie să fie avertizat, să fie pedepsit, să plătească în regres pagubile cauzate, însă nu mai mare de un salariu anual care se reține nu mai mult de 50% a unui salariu lui anual care se reține pe timpul unui an de zile din salariu total. Adică 50% lunar judecătorul trebuie să plătească timp de un an de zile. Adică asta să fie o pedeapsă disciplinară pentru că el cu cunoștință sau adică din greșeală a încălcat legislația în vigoare. Dar dacă iată judecătorii cum au procedat în cazul cu Gemeni la 20 iulie 2005, acolo deci nu e o greșeală, ei toți erau conștienți că execută o hotărâre, o indicație a lui Voronin, au emis o hotărâre vădită ilegală și trebuie să poată răspundere penală cu consecințele respective, într-adevăr și cu obligativitatea unor plăți obligatorii pentru că ei au încălcat legea penală. Experții spun că numirea pe viață e un garant al independenței și că nu mai poate fi șantajat. Și alți experți sau tot aceiași experți spun că să răspundă pecuniar sau disciplinar judecătorul pentru o eventuală eroare sau pentru o interpretare... Nu, auzi, domnul Brega. Interpretare, nu știu, considerată greșită a legii, tot o să-i sperie și nu o să mai vrea să facă nimeni justiție la așa nivel. Și atunci cum împarți, dacă, de exemplu, prima instanță a luat o decizie, Curtea de Apel a luat altă decizie și Curtea Supremă o altă decizie? Cine, cum împarți răspunderea? Între mod egal sau în procente sau cum? Nu, păi stai, Oleac, Curtea Supremă, uite care e deosebirea. Eu pe ceilalți judecători nu i-aș pune să răspundă deloc, de la prima instanță la a doua. Toate dosarele vin la Curtea Supremă și Curtea Supremă are drept să corecteze orice greșeală la instanță de judecat, să anuleze orice hotărâre, să o modifice și așa mai departe. Iată care e problema. Nu trebuie. Acel de la prima instanță, poate să iei el sumită, poate să fie impus, dar dacă dosarul ajunge la Curtea, însă el știe că dosarul va veni la Curtea Supremă și totul cei de la Curtea Supremă îi vor anula hotărârea lui ilegală. Eu îți garantez că el nu o să mai iei nici minte și nici nu o să promită la nimeni nimic. O să iei conform legii. Și dacă o să mai greșească, poate îți trebuiască să-l iertăm. Dar dacă uite cum vine la Curtea Supremă de Justiție dosarul și recursul este declarat inadmisibil din start. Cum eu am trecut în ultimii ani de zile cu o sumedenie, eu pot să număr, iată, dosarul lui Izabela Timofeiva, dosarul lui Rita, care a decedat, cum Rimski, dosarele Miele,
dosare economice cu jene și multe altele, din start au fost declarate recursuri inadmisibile. Înțelegi? La comandă, că au luat mită și așa mai... Se poate dovedi foarte ușor dacă studiem dosarele și ele ce s-au făcut între zi. Că acele dosare au fost fabricate la comandă pentru, din diferite motive. Și judecătorii Curții Supreme au zis că din start băieță, inadmisibil. Păi cum așa ceva? Păi dacă bun, și dacă da? Declară inadmisibil, te-ai scos, n-ai mai așteptat să examineze un an cât dura la mine în dosarul Babenco, de două ori, de trei ori a examinat Curtea Supremă și de fiecare dată îi lua câte un an să examineze. O zis inadmisibil și te-ai dus la CEDO, e definitiv și irevocabil. Ce s-a făcut? S-a declarat inadmisibil, tot. Peste 10 ani, peste iată, ăștia au joc și vorba aștepta 14, eu cât tot 14 o să aștept. Și ce folos? Poate eu de mult rimsc eu murit. Și CEDO nu a examinat încă dosarul lui. Cine știe că n-a să-l examineze? Dar el o suferit 9 ani de zile, a stat la pușcărie, o ieșit și peste un an a murit. I-au dat drumul, că el s-a dezis de cererile lui la CEDO, eu cred. Eu nu știu despre dosarul lui, că timp eu am fost avocatul lui inițial în dosarul ăsta. Și mai sunt, mai este și dosarul, dacă ții minte, gruzinului, care tot n-am nicio informație despre el și acela de două ori a fost condamnat de Curtea de Apel, de două ori Curtea Supremă a anulat deciziile Curții de Apel și dosarul a fost întors la prima instanță și el mă din și astăzi s-a aflat la prima instanță, dar dosarul era din 2010. Să închipui, de două ori a fost anulat. Și ce folos? Toată asta vorbărai cu independența judecătorilor. Nu există. Hai să noi cu tine să strigăm, eu strig. Nu există judecători independenți. Toată judecătoria trebuie să activeze în baza de legii și este un organ politic. Judecata este puterea a treia în stat. Dacă nu, dar eu consider că ea este prima putere. Și de dânsi cum activează depinde sfarta țării și toată iar țării. Spăra... Pentru că președintele țării asupra mea puțin are posibilitate să influențeze. Dar o judecată, un judecător, da, are. Acela mă condamnă, acela mă scoate la pușcărie, acela îmi dă amendă și așa mai departe. Iată aici, dacă de ce politicienii sunt cointeresați ca instanțe de judecat să funcționeze normal, folosind în primul rând presiunile asupra acestor judecători prin procurori. Procurorul, eu nu pot să fac ca avocat, nu pot să fac dosar penal judecător, dar procurorul poate. Și deși ei acum, orice procuror din țară, poate orice procuror, chiar dacă a venit primul an lucrează, poate să-i facă dosar penal unui judecător. Dar pe ce ocazie? Dar chiar splângeau judecătorii de la Ciocana corect. Că spresați de procurori. Corect, da. Vreo un an, vreo jumătate de an în urmă, că da. Eu taman mă judecam la Ciocana și mă gândeam sărașe. Pentru că de ce fac presiuni? Pentru că polițienii se duc la procurori și le zic, băi, cum a zis Voronin, ți-ai minte pe pasat? Le-a dat comandă Voronin procurorilor și eu știu cum să... Să-i faceți dosar penalul pasat. Nu mă interesează cum. Procurorii s-au gândit, așa e de la CCC-ul celălalt și cu procuratura anticorupție, ce să-i facem? Păi da, să-i facem dosar penalul pasat cu contractele că el a vândut avioanele stat americane. Cât era ministru al apărării, fostul director la SIS. Da, uite ce, și-au făcut o prostie. Că să-i faci dosar penalul pasat, că el a vândut avioanele americane, trebuie să, asta înseamnă să tragi pistolul un glonț în propriul picior sau chiar în propriul cap. Pentru că trebuie să facă. Ei, procurorii, dacă i-au intentat dosarul pasat și i-au dovedit, de exemplu, dovedit lui, că el a încălcat legea atunci, dar americanii unde au fost? Ei, inițial, pe americani nici nu i-au interogat. Doamna aceea, judecător, președinte judecătoriei Centru, care l-a judecat pasat și-a dat 10 ani. Ei, după, la curte de apel s-au trezit că trebuiau interogat și americanii, dar cum se interoghe pe ambasadorul Americii, pe cei de la Ministerul Apărării Statelor Unite care a cumpărat avioane, pe președintele care o semnă, poate și chiar președintele statului, o semnă tranzacția respectivă, să-i cheme în judecățile din Republica Moldova să interoghează, trebuie să fie tâmpit cu tăt sau prost. Dar ei au făcut asta. Deci crezi că a fost un dosar politic cusut cu ața albă și că pasat n-avea nicio vină, el a executat ordine. Deci, Oleg, hai să uităm că jurnaliștii noștri, mai ales că nu de mult ăsta, la patru l-au întrebat cu sate, nu știu, dar domnul sate, dar cum așa? Dar Natalia Morel, când zici, dar cum așa procurorul anticorupție? Ce, ei chiar s-o ocup cu corupția, știi? Parcă e prima dată aude de așa ceva. Centrul anticorupție, procuratura anticorupție a fost creată pentru că să apere interesele Voronin
ulterior Plohotniuc și până acum apără interesele unor polițieni, unor biznesmani și propriile lor interese. De ce, de ce așa mare bătălie în jurul furtului miliardului, în jurul Platon, Passat, în jurul Filat, în jurul Gemeni, în jurul meu, că nimeni despre, iată, toți vorbesc despre ce vrei acolo, despre furtul miliardului, despre Passat, despre Madame. Dar despre Gemeni nu vorbește nimeni. Despre mine, pe mine nu vrea să mă asculte nimeni. Iată, eu am scris astăzi, vreau să-ți spun, asta știți că cu, azi am mai venit o informație de care mă crucesc. Iată, citesc în fața mea și terminăm cu procurorii. Ce fac? Ei sunt primii care sunt impuși să încalce legea. De către președinte, de către prim-ministru, de către Plohotniuc. Principalul, când a început încălcările în masă a legii, s-a început la Voronin, din 2005. E Voronin și Plohotniuc s-au făcut prieteni în 2005 și au zis, hai băi să ne îmbogățim psama celor care aveau de acum avere. Că din buget nu prea ai de unde fura, trebuie să le luăm avere de la noștri, la businessman care s-au pricopsit cu averele fostei celor care au privatizat. Și băieții au început. Cu ce au început? Pizzeria. Ții minte pizzeria care? E în dispița. Pe urmă, când au făcut din asta, la plăcinte acolo și așa mai departe. Pe urmă, ce au făcut? Dar nu era inițial al lui Voronin, pizzeria lui Endispița? Nu, da. Nu? Apărut acela, nu de mult, cum îi spune lui, la Morar, Natalia și-a povestit cum el acolo presupune că este luată vielul și adică. Este o poveste tot interesantă. Pe urmă, văd că a ajuns și în România, este și la București, nu? Nu Endis, dar la plăcinte, dar e aceeași cantoră. Da, ei, acolo, deci, eu știu, și mulți cunosc situația reală cu firma aceasta și așa mai departe, cine la plăcinți și cum zic, care-i problema? Deci băieții ce fac? Iată, acum la Gemini este o echipă care spune că sunt din grupul Rugov, așa? Cum a fost creat? Cine știe cum a fost creat grupul ăsta Rugov? Iată, știi că el a apărut cam o dată pe tot, tot Chișinău, magazine, foarte, super organizate, super amenajate, ca producție calitativă și așa mai departe. Ei au apărut parte din pod, așa? Ei, na, când începe a face reclamă, orice firmă îți pare că pică din pod. Nu, păi când începe, știi, nimeni nu știa de firma Rugov până la anumite. Deci această firmă, deci, aparține lui Plohotniuc, el a avut și cred că are și până acum, prin alte persoane, prin domnul Usat, a spus că acum Plohotniuc nu se implică în situația. Ei mai timp au privatizat Unicul, nu? Centrul comercial de peste drum de Iptec. Rogopul administrează și Gemeni și Unicul. Nu că l-au privatizat. Ambele sunt centri comerciale ultracentrale. Unicul a fost privatizat încă prin 90, la sfârșitul anilor 90. Sau tot așa cu bonuri patrimoniale de către lucrătorii de acolo. Da. Și cum a venit, eu nu știu cui aparține el după aceea, când din 2005 sau pe el mai târziu ca Gemeni a fost acaparat de Voronin și Plohotniuc. Poate numai de Plohotniuc a fost acaparat, dar în ultimul când eu eram la Chișinău, acolo erau oamenii lui Plohotniuc și administrau. Nu știu cine, nu mă interesează mare, dar informația este destul. Și iată, cred că după ce domnul Plohotniuc a simțit că puterea fuge din mâini, el a dat Rogov, a dat Gemeni și Unic pe mâini celor de la Rogov. Și iată, dacă domnii de la Rogov vor să mă dă în judecată, că eu ceva nu vorbesc corect despre ei, lasă mă dă în judecată. Și eu o să vedem cum ea să-și dovedească cu procurat, Gemeni, cu procurat, Unicul și așa mai departe. Păi ei o să-i învoce licitații publice, nu? Concursuri. Dar licitații, nu? Eu au cumpărat acțiuni. Alesa Gemeni, de la cine? Acolo un oricare Usat, în februarie 2019, în februarie 2019, au început procedurile de a schimbare a proprietarilor formală, procedurile de schimbare formală a proprietarilor ăsta Gemeni. Dacă ăsta Gemeni, doamne ferește, iată eu
i-am scris acum, uite, uite, cu hotărâre CEDO. A, desterminat procurorii. Și atât procurorii sunt impuși de politicieni, de buroni în mare, a început el în masă să impună procurorii să facă dosare penale pe cine el le indica. Eu, de exemplu, cum am auzit? Eu am știut cu o lună înainte că eu am știut undeva în martie 2005 că mi-o să-mi facă dosar penal. Mi-au spus cei de la CCIC. Când acolo, strava Domnului, eu am avut întâlniri, știu, cunosc mulți, am avut, numai cu președinții nu m-am întâlnit personal, cu Voronin, cu Voronin m-am întâlnit, cu Lucins, odată și cu Lucins, că m-am întâlnit cu, și două ori cu Snegu. Așa că m-am întâlnit, numai că n-am discutat probleme, cu primii ministri am discutat probleme concrete. Și cu vicepreședinții Parlamentului, și cu șefii unor comisii, așa că cunosc. Tot, mie m-a spus, băi, Rotaru, gata, Voronin să facă dosar, o dată indicat, să facă dosar penal. La rugăminte lui Poroșenko. Și câte o lună, adică mi-am trezit câte o lună undeva, după ce mi-a spus, m-am trezit cu toate conturile închise. A tuturor întreprinderilor care eu le administram, inclusiv pe Gemi. Și pe cabinetul avocatului Ilie Rotaru. Conturile erau la Banca Agricolă, Moldova Agroimbank. Se poate de verificat, sunt documente, eu le păstrez, toate în original și în copii. După asta, deci, mi-au închis conturile, dar nu m-au chemat să-mi arate dosarul penal. Numai la 20 iulie, august 2005, când Curtea Supremă a emis decizia de restabilire regimului, m-au chemat și au zis că tu ai făcut cunoștință că ai dosar penal. Dar după aceea s-au răzgândit să vină să-mi fac, adică au zis că vină mâine, poi mâine și până amu. Eu nu am făcut cunoștință cu ordonanța din șeferea României penală oficială. Da, păi 15 ani de atunci. Da, și dosarul nici nu s-a mișcat aproape. Am mai făcut de 3 încercări. Mi-am mai făcut episoade în dosarul ăsta, m-am adus de 3 ori la CCIC, n-am înțeles bine la CCC, că acolo CCC-ul și Procuratura Anticorupție erau acolo împreună. M-au dus de 3 ori, de 3 ori încercat să mă aresteze, până la urmă am înțeles că nu pot face nimic în dosarul ăsta, că orice spune eu, bă băieți, eu zic, e că eu vă dau. Când, iată documentele, le-am dat copii. Și ni Poroșenko, cum au venit la Gemeni, la Bucurie, la fabrica de sticlă, ei când au văzut și au făcut cruci și au zis că e mai mult repede, eu nu au zis că du-te acasă, au stat 2 ori, m-au ținut la dânsă și mă aresteze. Și eu am venit cu copiii și le-am lăsat. Le-am lăsat lui Compan, procurorul. Dar ce a fost asta? Aducere forțată la audieri sau reținere? M-au luat, au zis că haideam cu poliția și au zis că hai că ești chemat la CCIC. M-am dus. Au zis că stai de următoare că noi chemăm, cheamă avocatul, cheamă, noi chemăm, adică, băieți, stați alea, că nu chiar așa, știi, dar și vreți voi de la mine, cu și ocazie, spuneți și vreți, chiar ca și ea, și ea, și ea. Zic, nu e nicio problemă, că eu sun avocatul, el aduce și hârtie. Eu adus copiile, știi, 2 ori eu zis că du-te acasă. Iată așa s-a mai întâmplat de 2 ori. Și până amu, eu nu știu și care sunt atât dosarului, înțelegi? Dar dosarul e la CEDO din 2010. Cum ai putut să te plângi la CEDO dacă nu a ajuns în instanță dosarul, nimic? Păi m-am plâns, cum nu? Eu am cerut, am atacat acțiunile CCC-ului în judecat, Procuratura Anticorupției, în judecat am respins cerințele și eu am urmă, după așa, am ajuns la Curtea Supremă și la, nu, la, acolo nu ajungi cu tot, până la, pare mi se, la tribunal, atunci era tribunalul Chișinău, am ajuns, ei mi-au respins, eu am cerut clasarea ordonanțelor respective, înțelegi? Fără ca ei, eu le-am găsit, fără ca ei nicio ordonanță nu mi-au adus la cunoștință. Eu după, prin 2012 am cerut să-mi dea toate ordonanțele și ei mi le-au dat. Înțelegi? Și iată dosarul șede la CEDO cu procedură finalizată a 2 ori, 3 ani de zile de-am și nu anunț hotărârea pe dânsul. Și iată procurorii, și asta în cauza mea. Așa au făcut și cu mulți alții. Numai pe unii eu arestat, eu ținut, până o dată averile. Iată cu cei de la care mult vânzolita Victoria Bank, da? Acolo l-a făcut dosar penal lui frații, lui ăștia, Neamur sau cine, Victor, Țopa, da, eu condamnat, aceia au șters-o pe hotare,
Eu nu știu, Andrei Năstase avea posibilitate să termine dosarele și elea când nu era ministru de interne și nu știu, nu a vrut sau nu a putut sau nu a fost în stare. Păi, iată, și Dar procurorii ce, și... poliția poate încheia niște dosare, nu procuratura se ocupă? Ole, era... De odicei zic, alianța cei care au venit la putere în iunie 2019, ei puteau schimbi foarte simplu legea. În 3 zile legea era schimbată, procuratura, auzi? Rohotniuc doar a modificat Constituția. Și el vroia să facă din procuratură tot o, așa o cârpă roșie. Și le-a schimbat competența. Conform Constituției, procuratura până la a schimbare, până în, în noiembrie 2016, avea dreptul să numai procuratura să intenteze și să efectueze urmărire penală, înțelegi? Conform Constituției. Exact. Dar după noiembrie 2016, Plohotniuc a zis că nu, procuratura, competența procuraturii se determină prin lege. O scos din Constituție, dacă te uiți în articolul numărul 124 sau 125, nu există așa formulare. O scos. Și a scris că competența procuraturii se determină prin lege. Așa? Maia Sandu și Andrei Năstase când au venit. Ei trebuie să știe articolul ăsta din Constituție. Și a doua zi să emit o lege că procuratura, dosarele cutare și cutare, cutare se intentează și se anchetează de Ministerul de Interne. Și atunci eu înțelegem pe domnul Năstase, deși el a acceptat să fie Ministrul de Interne. Dacă folosea portițele lui Plahotniuc, ar fi fost asemănați cu Plahotniuc și criticați, nu? Nu, când vrei să faci ceva legal și bine, lasă portițe, nu mai cumpăra tu că Plahotniuc cum a modificat, dar a modificat Constituția. Ei nu modificat, ei nu aveau, nu dar cum a putut și el? A avut majoritate constituțională da, în Parlament? Da, ei au avut, da, păi, Dodon a votat pentru modificarea Constituției. Și a ajuns și a ajuns. El a modificat Constituția, trebuie ca să ajungă președinte cu mare împuternicie. Și a ajuns și a ajuns. Și acum, deci, cum pot să-l crede pe Dodon că el a să fie un conducător de stat onest și competent și mai știu eu cum, când el a jucat rolul respectiv în timpul lui Plahotniuc și am tot așa vrea să iei echipa lui Plahotniuc sub dânsul, dar pe Maia Sandu și pe Andrei Năstase, cum pot să-l cred că eu avut posibilitate să schimbi radical situația în țară, să fugărească toată procuratura anticorupție, să reorganizeze Centrul Național Anticorupție, dar ei s-au apucat acolo să schimbi oamenii. Și legislația s-o schimbă, iată, să dea o parte din competență Ministerului de Interne, să pună, să lucreze Curtea Supremă de Justiție, nu să schimbe oameni, dar să-i pună să lucreze cum trebuie, conform legii, să le interzică să examineze dosarele fără părți. Iată, asta e una de ce. Și să le impună răspunderea și să le zică că, băi, nu puteți voi declara recursuri inadmisibile. Nu, în două, trei excepții, cu două, trei excepții și atât. Și era foarte, am o țară. Eu eram liber să intru, să ies când vreau. Eu eram la Gemeni de acum. Și îi aducem acolo activitatea acestei societăți în conformitate cu legea. Dar așa, băieții, acum așteaptă toți procurorii, judecătorii. Dar procurorii zice că ei sunt puși primii să încalce legea. Pe urmă, ei zic, s-au dus la Boroni și au zis că, da băi, domnul Boroni, dacă noi facem și spui mă ta, dar judecătorii ne anulează, și pe urmă ne zic că noi am încălcat legea și ne pun la pușcărie, apoi noi ce facem? Du-te și le spune judecătorilor că ei trebuie să schimbe legea, că ei, iată, și să nu dă-i Dumnezeu să ne anuleze prostiile pe care noi le scrim în dosarele penale respective. Și vă rog, nu zic, da, dăm examinarea fără părți, dăm asta, inadmisibilitatea recursurilor, că așa practic mai este. Și Uniunea Europeană, CEDU lucrează cu inadmisibilitatea acțiunilor și așa mai departe. Ceea ce este absolut o altă problemă. Da, iată, asta cu inadmisibilitatea recursurilor și cu examinarea fără părți au făcut pe timpul lui Poale Lungi după Voronin deja. Nu mai este, da. Apoi da, băieții au continuat politica lui Voronin, Plahotniuc a fost mai activ, mai el avea de gând mari planuri, și ce-a făcut? E doar o jăcmănie țară, o furat nu miliard, dar 10, dacă nu 15 miliarde, după informațiile mele. Și informațiile astea au fost confirmate de președintele Timofte, eu de câte ori de-am repet. Timofte a zis că în 3 ani de zile, când el era președinte, în țară s-a furat 10 miliarde de euro. La Plahotniuc îi trebuie încălcări masive. Judecătorii și judecătorii să lucreze numai pentru dâns, împotriva lui, împotriva,
împotriva lui Filat, împotriva lui Platon, împotriva lui Usate, și a cui vrei, împotriva lui Rotaru, împotriva la multor alții care, împotriva lui Țopa, Victoriei Banc și a mai departe. Fiată care au fost. Și ei au pus, au schimbat legea în primul rând, legile au schimbat. Și au făcut, uite ce au făcut. Au făcut cum trei procuraturi, o sumedenie de procuraturi, dar procuratura nu trebuie să aibă procuratura anticorupție, procuratura mai știu, antifraudă sau mai știu ce acolo. Procuratura trebuie să activeze pe principiul teritorial. Și dar ia uite, acum în România opoziția au cerut chiar DNA-ul pădurilor, DNA pentru orice temă. Eu, Oleg, eu până când nu vreau să vorbesc de situația în justiție și procuratură în România. România astăzi tot are trei procuraturi. Independente aproape una, dar ce DNA-ul acela al lor, în principiu, este o procuratură care nu depinde în principiu. Și în lege e scris că ei nu subordonează procurorul general, chiar e scris direct. Să închipui. Și servicii de securitate, o grămadă, și la MAI, și la armată. Nu, o să vorbim poate și despre justiția din România, dar asta e o problemă dureroasă pentru toți românii și nimeni nu este cu interesat să afle adevărul. Asta mai pe urmă. Eu, până când mi-a plăcut foarte mult să activez, spun drept, în ședință de judecată din România, eu am câștigat, am activat dosare, am trei dosare la Curtea Constituțională a României, de care cel puțin două să le câștig. De un an de zile aceste dosare stau fără mișcare. O să vedem. Ultimul dosar, am și un dosar personal, de exemplu, unul personal la Curtea Constituțională, altul la înaltă curte de casație și justiție cu sistemul avocatesc din România. Eu propun și asta. Dar ai apelat ca cetățean. Cum puteai să ajungi la CCR ca cetățean? Nu, ca avocat. Cu sistemul avocat. Pensia de avocat. Pensia, acolo m-am dus cu pensia de avocat și mă judec la înaltă curte acum de casație și justiție a României cu baroul Iași și ăsta Uniunea Barolilor Naționale din România, din cauza că ei m-au suspendat ilegal din funcție. Da, la da. Acei de la Iași au făcut la rugămintea mafiei din Moldova, după cât eu am înțeles. Și poate ei, dacă se supără, dacă eu o să adresez în judecată, eu o să încerc să-i dovedesc că ei se supără fără temei. Și iată, procurorii s-au dus la Voronii și au zis, domnul Voronii, băi, scapă-ne de judecători. A Voronul a zis, faceți-le dosar penal judecătorului care voi vă supără. Înțelegi? Și au scos imunitatea judecătorilor. Așa că am oricare procuror poate să-i facă, dar să-i facă dosar penal oricare judecător, ceea ce nu-i normal. Și al puțin eu cred că judecătorii trebuie să-i protejați. Procurorul general și înlocuitorii lui pot să intenteze un dosar penal împotriva unui judecător, informând Consiliul Superior al Magistraturii și după acela poate da, de acord cu intentarea sau nu. Pentru că, care e problema? Deci, dacă eu sunt procuror, de exemplu, centru, da? La sectorul centru. Eu vreau să intentez un dosar penal împotriva unui judecător. Eu am scriu ordonanță și intentez. Și anchetez. Pot să fac și vreau cu judecătorul acela. Dar dacă eu vreau să intentez, dar altă situație, uite care. Eu ca procuror care am o informație despre un judecător, ca să intentez un dosar penal și să obțin anchetarea lui, să-mi fac slavă sau mai știu eu ce, eu trebuie să mă duc la procuror general și eu accept lui, ți-i raportez. Și procuror general poate mă întrebe, dar du-te la tu informația asta, dar și crezi tu despre asta. Dar cum eu dacă intentez la propunerea ta dosar penal, ce ați pățesc eu pe urmă și așa mai departe? Înțelegi? În anchetele procuraturii, în general în anchetă, trebuie să, foarte mulți oameni sunt, de obicei se implică. Și ei, mai ales anchetatorul care hotărăște să intenteze un dosar penal și mai ales are indicații să-l pună pe persoană la pușcărie, el trebuie să gândească foarte bine, că dacă greșește, el trebuie să răspunde. Dar cine răspunde? Nimeni nu răspunde. Iată, eu de când urlu, păi, uita, domnilor, pe dosarele mele, iată, pe gemeni, uitați-vă, nimeni nu mi-a făcut dosar penal, de trei ori m-a dus să mă aresteze. Dar nimeni niciodată nu m-a întrebat, nu m-a interogat de la început până la urmă și crede despre ce s-a trecut la gemi. Nimeni, nici nu vă audă. Eu le-am dat documentele, ei peste două ori mi-au dat drum. Și de atunci nu m-am mai adus de două ori și eu le-am adus aminte și că erau alții. Prima dată când m-am adus era procurorul Compa. A doilea oară era capitanul Găină. A treia oară capitanul Toma și apoi capitanul Găină.
la ce, ce, ce. Și eu când le-am prezentat materiale, ei pe urmă zic că du-te acasă. Și iată eu, pe dosarul ăsta de mult să acasă, nimeni nici nu mă dandază, nici nu a avut eu o început. Și când au văzut că nu pot face nimic pe dosarul ăsta, mi-au mai făcut un dosar. Și totul dat cu ăștia în gard. Dar de-am asta era prieteni toți fix, să intentezi să faci ceva dosare și să-i faci problemele omului ăsta reale și să nu poți. Și atât, până la urmă, că astăzi, iată, la 22 iunie se prelungește urmărie penală, auzi, pentru mine până la o lună, până la 22 iulie, dar la 6 iulie, brusc, dosarul se trimite în judecată. Adică, peste două săptămâni, dosarul se trimite în judecată, fără să mă informeze, fără să-mi dă, să fac cunoștință cu materiale și așa mai departe. Dar și atunci s-o trimis în judecată. Judecătorul Dolghierul l-a ținut 5 ani de zile la dânsul. 5 ani de zile eu am interogat doi martori a procurorului. Și mi-a dat 10 ani, 9 ani. Cum e posibil așa ceva? Și iată, eu am mult după, auzi, după 10 ani de chinuri, de biotisme, eu trebuie să aștept de Curtea Supremă și a să zică, cum zici tu, șapte oameni să mă duc la CEDO dacă ei o să încalc și tăi și poate încălca și eu să aștept încă vă 10, 15, 20 de ani până CEDO o să binevoieze să examineze dosarul ăsta păcătos. Păi, eu ce trebuie să fac? Mai bine să fac cruci și mă duc pe mâinile autorităților, ei acolo mă lichidează la pușcărie și s-a terminat toată problema. Dar eu nu vreau. Iată, eu am scris asta, vreau să dăm o terminăm. Am citit, uite, mi-a adus aminte cineva, uite, în articolul cu tare, aici e scris articolul 43, uite, scrie CEDO. Eu am rămas, eu n-am atras atenție inițială la chestiunea asta, deci, în ambele cazuri, indiferent dacă această parte a proprietății este înapoiabilă sau se plătește un echivalent monetar, reclamanții, adică un joc și robul, vor trebui să transfere guvernul 36-55% din acțiunile lor la săgemeni care le-au fost returnate în cadrul executării hotărârii din 25 ianuarie 2007. Eu idei n-am și hotărârea asta din 25 ianuarie 2007, dar problema constă în că vă oameni buni. Eu consider hotărârea asta CEDO în legătură cu roibul și o joc, a fost cu, nu a scris-o cei de la CEDO, judecătorii, dar au scris-o cineva în Republica Moldova și le-a băgat-o lor ca să se vieze. Pentru că ceea ce scrie aici unul aliniate este cam incredibil. Și ei scriu aici în decizia asta din 20 februarie despre evenimentele din 2019 la Gemeni. Ceea ce aproape este imposibil dacă se iei în vedere cum lucrează CEDO în general. Ei pregătesc deciziile dinainte, ele niciodată se vizează de multe persoane și nu poți, și după ce se vizează de toți, și ajunge pe masă judecătorului care trebuie să uite ultima variantă și să semneze, acolo nu mai poți face schimbări. Dacă se duce iară la schimbare, acolo iară trece un an de zile. Și ei nici de cum nu puteau să facă schimbări în deciziile astea, să iei în considerare situația din 2019. Dar aici auzi ce? Cum poți, auzi? Eu și de la CEDO nu vine, cred că ei nu știu. Cum poți să întorci niște acțiuni care nu există, auzi? Nu există acțiunile. Gemeni au fost lichidate în 2003. Acțiunile au fost lichidate. Gemeni au fost împărțit. Așa au decis CEDO, că Curtea Supremă a restabilit gemeni. Dar CEDO a zis că restabilirea e legală, adică gemeni lichidate în 2003. Nu există niciun fel. Există numai imobile să gemeni împărțite în două părți. Și cum poți întoarce acțiunile guvernului? Aștia reclamanți, adică iau bani, și îi dau guvernul acțiuni. Dar pe ce ocazie? Dacă voi luați bani, pentru ce îi luați bani? CEDO a zis, pentru imobile. Dacă nu există imobile, dar nu pentru acțiuni. Aici CEDO mai scrie că și pentru acțiuni. Dar problema, băieți, dar voi ați uitat că CEDO numai, datorită vouă, nu mai există acțiunile gen. Și, da, uite, dar din altă parte, băieții, de ce o scris asta despre acțiuni? Pentru că ei, în actuala gemi, o joc, roi, buștet, echipa, figurează în lista acționarului ăsta Gemi, de exemplu, care iată, este în dosarul ăsta, au prezentat ăștia de la Gemi. Cred că din prostia lui au prezentat lista asta de la 1 mai 2019, când ei se pregăteau de adunare, iată, machinațiile astea de vinde acțiunile Rogopului. Deci, tot și Rogopul și o joc sunt acționari. Asta ce înseamnă? Iată, eu am scris aici. M-am adresat
Uite, președintele Curții Supreme de Justiție și judecătorul care vor examina cauza numărul 2 RH 41/2020, care se află acum în baza cererii de revizuire a agentului guvernamental. Copia primului ministru, ministrul Justiției, procurorul general. Am scris memoriu privind plățile guvernului în cauza numărul 988/2006 și le-am scris: mă stimați domni, eu vă întreb, cum putea CEDU să oblige guvernul Moldovei să ca acesta să achite cetățenilor din grupul Ojog-Roibu 1.500.000 de euro ca venit tratat de la activitatea SGM în perioada anilor 2007-2019, paranteza mai scris 2020, că suntem la jumătatea anului aproape, dacă cetățenii respectivi în toți anii indicați mai sus erau și sunt și azi acționare cu drepturi de pline a SGM. Adică ce băieți? Gemeni are venit de 4 milioane lunar. Voi aveți dreptul aproximativ la 80.000 de euro lunar, adică 4 milioane 200.000 de euro, 41% asta undeva 80.000 de euro lunar, adică Ojog, Roibu și echipa trebuiau să primească, începând din 2007, nimeni nu le împiedica, trebuiau să primească 80.000 de euro lunar venit net din activitatea SGM. L-au primit ei sau nu, prin cine știi? Deci ei în toată perioada asta cât au fost dosarul lui Lacedă n-au avut pierderi. Dar dacă le-au avut, înseamnă că cineva nu le-a dat lor banii. Dar dacă tu ești acționar și ai tăi drepturile, ai drept să te adresezi la judecat, dar ei de ce nu le-au cerut? Eu cred că ei ori le-au primit, ori nu le-au primit, două variante. Dacă le-au primit, atunci de ce voi mai cereți 1,5 milioane de la guvern? Dar dacă nu le-ați primit, atunci lămuriți de ce nu le-ați primit? Și duceți și le cereți nu de la guvern, dar de la cei care nu vă le-au dat. Dar nu le-au dat banii lor cine? Prohodniuc nu le-au dat. Dar de ce nu le-au dat? Că el le-a zis că dacă voi cereți bani de la mine, atunci eu ați continui dosarul vostru penal în baza articolului 284 Codul Penal al Republicii Moldova. Organizație criminală. Și iată, băieții au tăcut. În 2006 s-a dus la CEDU. Pe urmă, la sfârșitul 2006, la începutul 2006, au scris plângeri la CEDU. La sfârșitul 2006, au vândut acțiunile majoritate din trânsul. Nu Prohodniuc. Și, da, el, formal, le-a lăsat în lista acționarilor cu dânsul. Și link, amu, care e problema? Auzi, foarte simplu se poate verifica. Băieți, Ojog și Roibu au fost acționari, până amu, aici care sunt acolo, trebuie să gândească. Ojog și Roibu sunt acționari și au fost din 2007 la voi pe listă. Voi și cu, le-ați dat banii sau nu? Voi puteți dovedi. Cui i-ați dat voi banii lui Ojog și Roibu? Înțelegi? Eu cred că foarte repede procurorii, dacă ar vrea, ar stabili, băi, banii, unde s-au dus? Că banii vin oficial, la Gemin, toți banii vin oficial, de la firmele care rendează, înțelegi, 4 milioane de lei vin oficial pe contul Gemin. Dar mai departe, unde se duc? Cine o verificat? Și cui? Cine le încasează real? Că toate prin contul Gemin au trecut sute de milioane de lei. Eu știu, au făcut emisii de vreo câteva ori acolo. Acum capitalul social al lor e de 11 milioane, când era un milion și ceva la început. Unde ei spălau bani, adică uite, tu ești acționar, tu îmi zici, iar eu vreau să cumpăr acțiunile tale, așa? Dacă tu ești prohodnuc, atunci zici, fai, eu mă fac că îți vând acțiunile, te fac cu tine acționar, tu mi dai bani, eu îți dau ței bani pentru acțiunile astea, că le pân tu vii acționar, dar pe urmă banii mi-i întoarci înapoi, îți lăși acolo 10% sau 5% sau 1% din sumă și tu mai departe primești banii mei pentru mine, îți lăși ție 5%, restul mi-i dai mine. Iată cum se face în așa numite societăți pe acțiuni care acționează azi în Republica Moldova, dar și în alte țări, nu numai atunci. Așa că, mulți stimați doamne, oare nu e clar că dacă cetățenii din grupul, eu le-am scris, îi scriu și le dau pe toate e-mail-urile la Curtea Supremă, oare nu e clar că dacă grupul Ojog Roibu erau din 2005-2007 și sunt și azi acționarii SGM, atunci ei, pentru toată această perioadă, trebuiau să primească. Ori trimestrial, ori lunar, cota lor de venitul net al societății. Adică cum decide adunarea generală? Plătește dividendele anual, plătește poate trimestrial sau lunar.
Și în fiecare lună, băieți, luați 80.000 din euro. Da, le-a luat sau nu le-a luat, tăsind. Am o ivin și zic, băie, guvernul plătește și guvernul zice că de-am o plătit, după informația mea. Nu știu, e corect sau nu e corect, dar lasă să verifice. Iată, eu țin minte că prim-ministru a zis că n-ați plătească niciun ban pentru daunele aduse de judecățile din Moldova lui Ojoc și Roibu. Deci eu vreau, iată, încă o dată să-i atenționez pe dânsii. Și de ce eu nu m-am expus până acum atât de detailat și te-am rugat pe tine să-mi ajut să aduc la cunoștință opinii publici toate aceste nuanțe? Eu aștept, am hotărât odată să aștept hotărârea Curții Supreme de Justiție în dosarul ăsta să văd care este nivelul, știi, corupției și bunului simț a judecătorilor Curții Supreme de Justiție, pentru că ei nu pot să nu înțeleagă. Eu le-am scris la detaliat și trebuie să facă, dacă nu știu. Dar până care dosarul ăsta? În dosarul ăsta de revizuire, în urma deciziei CEDO? Da. Ei trebuie acum să îndeplinească decizia. Acum, e poate fi îndeplinită, deci ei ce trebuie să facă? Să anuleze hotărârea din 20 iulie 2005, să scrie că părțile se aducă la poziția inițială din 20 iulie 2005, se exclude SAGM, actuala SAGM din registru comercial, se evacuează Rogop și administrația actuală a SAGM din imobile SAGM, se transmite imobilul Cutare, ei știu care, lui în administrare direct lui Ojoc și Roicu, și se transmite 58% și 15% cabinetul Iliei Rotaru. Iată, asta toate hotărâri pe care. Este și altă variantă pe care eu le-am propus-o, dar ce e mai complicată. Și atunci nu o să nu și guvernul nu trebuie să plătească nici un milion. Eu cred că domnii Ojoc și Roicu, dacă primesc clădirea lor, partea lor de clădire care costă 5-6 milioane de euro, ei trebuie să fie mulțumiți. Și cu atât mai mult că ei au primit veniturile, au putut să primească veniturile pe care ei, dacă nu le-au primit, asta e vina lor, datorită faptului că ei și astăzi sunt acționari ai SGM cu respectivele acțiuni. Și ei poate să îi învoce că dacă Prohodniuc nu ne-a dat voie să ei când au mărit capitalul social, au făcut emisii de acțiuni, adică ei zic că noi n-am putut să cumpărăm acțiunile și așa mai departe, nu ne-a dat voie Prohodniuc. Păi da, dacă nu v-a dat voie, voi aveți dreptul să vă aduceți în judecație declarație emisia nulă, să cereți declarația emisiei nulă, să vă dăie dreptul să cumpărați și voi acțiunile respective, să depuneți bani. Dar ei nu... A? Și nu au făcut aceasta. Dar deși ce trebuie să le dăie lor 1,5 milioane din buget, de la mine, de la tine, de la mulți alți, când ei nu trebuie să primească nicio copnică. Ei trebuie să ai banii de la Prohodniuc, dacă el le-a luat lor bani. Și să încerc și să-și termine dosarul, eu le atenționez că dosarul pe intentat împotriva lor în 2004, pe articolul 284, nu e clasat. Eu am dovezi că el nu e clasat. Și dacă ei nu au dovezi, lasă-i ce are dovezi. Iată cam ce am vrut eu să spun. Eu, iată, arăt încă dacă pot, nu știu, se filmează asta, cred că se vede, iată, un încep așa de la început. Memoria asta care eu l-am adresat tuturor șefilor de Republicii Moldova. Asta e prima pagină. Cred că asta e a doua pagină de sus aici. Dacă vă doriți să citească cineva, eu le-am trimit, îl pun pe Facebook la mine, pe pagina mea de Facebook asta. Eu nu de mult l-am terminat. Astăzi l-am terminat, am lucrat. Cam fugitiv, nu s-au primit, nu pot să-l dactilografiez aparatele respective, că dacă îl dactilografiez n-am ăsta, printer să-l scot. Dar amusarea îl trimit așa cum este, dar mâine să-l aduc luni la o situație mai normală și să-l trimit odată la toți și primului ministru, și ministrul justiției, și procurorul general. Și principalul președinte Curții Supreme de Justiție și judecătorilor respectiv. Lasă-i să citească. Dacă o vrea, o luăm considerat ce îți spune. Nu o vrea, vom vedea ce o să fie mai departe. Eu le-am scris aici că toate materialele astea care eu le trimit lor, o să le trimit și Curții Europene a drepturilor omului, pe numele președintelui și respectivilor grefieri care se ocupă cu dosarul 54/1997/12, care tot se referă la averile SGM. Cam asta am vrut să spun. Despre reforma justiției, deci poate am vorbit cam fugitiv, deci eu vreau să atrag atenția ministrului. Nu faceți prostii și reformați justiția în întregime.
Reformatul, păi, reformați întâi Curtea Supremă de Justiție și reorganizați CCC-ul, lichidați-l. Eu aș face o problemă. Un centru special, un departament special de închetă. Dar și procuratura în general s-a liberat de proces, problemele anchetelor. Ei trebuie să supravegheze ancheta penală și să susțină învinuirea. Adică de atunci o să fie regulă. Un organ duce ancheta, alt organ supraveghează și asta e rolul procuraturii principale. Da, sunt în unii țări că ei și duc și supraveghează, asta nu e normal. Iată, un organ cum unul supraveghează departamentul de anchetă, pe lângă, auzi, Ministerul de Interne, CNA-ul facem, îl reorganizăm în departamentul de anchetă pe lângă Ministerul de Interne, Procuratura, o lipsim de drept să facă anchete, sau numai în unele cazuri, adică ei poate să ancheteze judecătorii, procurorii, polițiștii, lucrătorilor serviciilor de informații și poate deputații, mai știu eu acolo. Iată, o categorie specială de funcționari. Procuratura să-i încheteze, un departament special al procuraturii. În rest, toate anchetele le duce departamentul de anchetă pe lângă Ministerul de Interne. Și dacă reformăm Curtea Supremă de Justiție, reformăm ancheta, tăiem din competențele procuraturii referitor la anchete de astăzi, și pe urmă trebuie să ne mai gândim cum îi numim pe judecători în funcție, le dăm noi dreptul să îi fie numiți pe viață sau nu. Eu, de exemplu, de ce nu să numim judecătorul pe timp de 5 ani de zile? După 5 ani de zile, Parlamentul, cât mai mulți oameni se implicați în numirea unui funcționar, cu atât mai bine. Parlamentul numește judecătorii la propunere Consiliului Superior Magistraturii, trec prin Comisia Juridică și sunt numiți iarăși pe 5 ani. La Curtea Supremă de Justiție, oamenii poate să vină numai după dacă au o stajă de muncă de 15 ani în sistemele de drept, și nu mai mult de 10-15 ani. Au lucrat 10-15 ani la Curtea Supremă de Justiție. Ori iese la pensie, ori este numit în altă funcție, în altă în stat. Atât. Pentru că dacă noi numim viață, iată, șer doamnele care examinează, iată, sunt numite să examineze cauza aceasta, două doamne care el de mult a trebuit trimisă la pensie. Și au și vârsta parmise. Sunt oameni mult mai tineri ca ele care au plecat de mult de la Curtea Supremă de Justiție. De bună voie au plecat. Că au văzut că nu pot lucra normal. S-au dus. Dar noi vezi că în România tot la Curtea Supremă de Justiție se relua examinarea unor dosare pentru că un judecător din complet ieșa la pensie, subit. Și hai totul de la început că vine altul în complet. Nu, păi, stai la și ce? Auzi, s-a dus unul la pensionitate. Problema constă în ce că timp tu poți ține dus. Auzi, eu încă o dată, tu tragi tot la România, dar eu nu vreau să vorbesc despre justiția României. Eu pot să-ți dau un exemplu. Eu, dat în cazul meu, că eu mă judic cu Uniunea Avocaților, cu Baroul Iași și așa mai departe, și at Curtea de Apel București, foarte operativ, a examinat dosarul meu și în timp de câteva luni de zile, a emis hotărâre că eu să fiu restabilit, definitiv, da? Ăștia, avocații, au așteptat în ultima zi au depus recurs. Și au încercat, au umblat pe sus acolo, mi-au transmis niște tot așa colegi, un cunoscut, mai am și eu aici cineva, unii prieteni, și mi-au transmis, băi, dosarul tău a să fie pus peste 2 ani de zile. În mai 2000, asta a fost în mai anul trecut, asta în 2019, da? Și peste o săptămână primesc hârtie, auzi? Că dosarul meu a fost numit pentru 2021. Pentru mai 20, nu știu cât, mai 2021. Și 2 ani. Și de ce nu facem scandal? Poftim? Nu, că am făcut. Numai că nu am... Eu am scris plângeri, două plângeri. Și până la urmă, tot acei care au pus dosarul peste 2 ani au hotărât să mai taie un an și l-au pus, iată, 7 mai 2020. Iată, 7 mai 2020 a trecut din cauza coronavirusului, a fost amânat, nici nu știu când trec cu vârst. Sau poate au luat hotărâri, că acolo toți iau hotărâri fără părți, în principiu. Poate să-l declară inadmisibil. O să vedem. Eu, hai să spun așa,
Eu nu vreau să-mi adaug probleme pe care le-am în Republica Moldova și aici. Mai rezolv de leac și o să vedem. Tot cu tine, auzi? Poți fi primul care împreună o să analizăm ce se face în justiția României. Eu vreau să spun, auzi, că eu am scris despre situația în justiția României și Parlamentul României, și președintele României, și Consiliul Superior al Magistraturii, și Curții Supreme de Justiție, și la toți. Le-am scris, am toate documentele, le păstrez înregistrate la cancelarele respective, cu ștampile și așa mai departe. Ambilor președința camerelor Parlamentului României, Camera Senatului și Camera Deputaților. Auzi? Am trimis și unul jurnalist foarte vestit din România. Nimeni niciun cuvânt nu. Așa că, deci, e complicat situația cu justiția. Și noi, o să lucrăm cu tine măcar încă o lună, o să crească și like-urile și toate astea. Eu am zis că gata, iată, eu mai aștept hotărârea, auzi? Am așteptat la 7 mai, 6 mai la Curtea Supremă a noastră, cu dosarul meu penal, am așteptat cu gemeni, vezi că virusul meu încurcat 2 luni, de tot și 2 luni, m-am îmbolnăvit și eu numai că nu de virus, alte probleme. Și stau și mă gândesc, băi, dar cât se poate, dar nu ajunge, mai aflu și ăștia, că ia că de-am un milion l-a dat și l-a împărțit, de-am, înțelegi? Și o să vorbim, cât o să putem. Mulțumesc pentru atenție, ție și celor care ne ascultă, ne văd, îți doresc sănătate și continuăm mâine, dacă nu ești împotrivă, mâine duminică sau luni, cum zici, cum ai zis, te sun mâine la masă și vedem ce faci. Da, bine. Așa. Și vă zic la toți la revedere, da? Seară bună, mulțumesc pentru încredere. Asta noi am fost în direct? Da, am fost în direct, dar nu au prea fost comentarii, doar cineva a zis că ați fugit amândoi ca guzganii și altul zice că vorbește un om din sistem. Păreri din astea ușuratice. Păi asta sunt de cei care susțin cei ce fac în justiție, în procuratură. Sau care nu înțeleg, da. Care sunt în sistemul respectiv și așa mai departe. E, poate nu înțeleg. Nu, ăștia care scriu e tare bine, eu cred că înțeleg și știu ce fac. Că cei care nu înțeleg, ei spun că da, nu înțeleg eu și las-mă în pace. După experiența mea, mă rog. Închidem. Eu dacă aș avea încredere în vreun judecător, un procuror din Republica Moldova, în acei de la penitenciare, că o să mă apere dreptul, eu măcar mâine vin. Dar eu nu am nicio încredere. Eu tot, chiar și celor care mi-au fost prieteni sau m-au vândut, m-au trădat, Doamne ferește, deci, așa că eu nu m-am dus departe. Iată, dacă autoritățile Republicii Moldova consideră, eu sunt gata să vină aici să încerc să ceară extradarea mea, cu atât mai mult că ei s-au adresat să mă dă în căutare, judecătorul, slavă Domnului, un om, cred că deștept, le-a respins cererea respectivă, spunând că ei știu unde eu mă aflu și eu numai pe telefon, iată aici, eu le spun cine vrea să mă sun, iată să-mi spui direct, iată telefonul meu din România, 40-73-76-98-3. Aici, da, dacă sentința rămâne în vigoare și ei cer extrădarea, România te extrădează, având în vedere că ești cetățean român sau nu? Cred că nu o să mai extrădez, dar ei nici nu o să trimite dosarul, ei nu o să ceară extrădare. Eu vreau să văd, lasă ceară. Eu vreau să văd, lasă ei să prezinte dosarul, dar ce? Iată, eu, dacă ei o să facă asta, Curtea Supremă o să mă execute la comandă, cum în principiu mulți speruie, eu o să dau publicitatea, cum țin ței documentul respectiv, iată, o să vezi ce ordonanță din începerea României penale ei mi-au emis. Niciun document, auzi, dacă emis. O să mai poți, deja fiind după gratie, nu o să mai poți face mare lucru. Până la gratie, eu cred că nu. Autoritățile române nu au. În principiu, în România nu există așa componență de infracțiuni. Da. O să vedem. De ce? Eu sunt gata. Eu întotdeauna am zis că eu sunt gata să lupt direct. Căi legale, dar căi legale, când îți spune că dacă nu faci asta, asta, noi te lichidăm și așa mai departe, mă încerc și eu să mă protejez. Judecătorii Curții de Apel, de ce nu m-au arestat? Eu am fost vineri în ședință, când a rămas ultimul cuvânt al ultimei persoane. Și eu zic că nu, noi amânăm pe luni, înțelegi? Dar te-au reținut și în vamă, te-au reținut și la... Da, da.
Curtea de apel. Auzi, cât au soviste, nu, care se mai tem, poate ăștia de la curtea de apel, ei, soviste nu au avut, dar cred s-au mai temut, că dacă mă arestați, spui că mâine, ei au crezut și în aceea că pot fi într-adevăr lichidat la pușcărie. Și nu s-au hotărât să mă aresteze. Și el, duminică, sâmbătă mi-a spus, păi, el, du-te mai bine că ați fi rău. M-am zis, de bine mă duc, astăzi anunț fără mine. Și așa și-a făcut. Bun, mai vorbim. Sănătate.